Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 122 ediții de analize economice, un proiect comun indiz viitor și privesc eu. Toate cealaltă ediții le puteți privi pagina oficială acestor instituții sau pagina mea ioniță.md, unde la rubrica din dreapta puteți vă alegeți exact subiectele care cel mai mult vă interesează pe orice aspect legat de economia Republicii Moldova. Astăzi vreau să vorbim despre un indicator care l-am lansat prima dată în spațiu public acum o an de zile. Avem exact o an de zile de când l-am examinat prima dată, și anume economiile nete ale populației. De ce este bun acest indicator? Că în baza lui el este o reflecție generală a ceea ce se întâmplă economie și mai departe deja începem a face concluzii. Astăzi voi vorbi mai multe aspecte legate de consumul populației, economiile populației, înclinația spre economia ale populației, dar cred că în următoarele ediții ne vom apropia mai mult de anumite aspecte, cum ar fi creditele de consum, să vedem dacă noi, la noi are în loc înviorarea consumului creditele ipotecare, care acum aparent încerc să îmbunătățească, și alte aspecte legate de creditele populației luate. Deci, haideți să ne uităm ce înseamnă, în primul rând, economiile nete ale populației, pentru ca să fie clar pentru toată lumea. Deci, economiile nete, asta înseamnă toți banii sau toate depozitele pe care cetățenii Republicii Moldova le duc în bănci, minus toate creditele pe care le-au luat cetățenii Republicii Moldova din bănci, din instituții nebancare, cum ar fi companii de leasing, companii de microfinanțare sau companii asociații de economii și împrumuturi. Altfel spus, câți bani cetățenii Republicii Moldova economisesc, ținând cont că ei au depus în bănci în prezent acum aproape 64 de miliarde lei și au luat din bănci vreo 35 de miliarde, nu doar din bănci, dar din bănci, din companii, din instituții nebancare, 35 de miliarde lei. Deci, în total, la ziua de astăzi, noi avem economiile nete ale populației 29,1 miliarde lei. Deci, astăzi, pe cetățenii noștri au strâns printr-o careva lucruri 29,1 miliarde lei. Dacă ne uităm atent, la noi economiile nete au atins un record în 2020, după aceasta ele, hai să spunem, s-au prăbușit până la 18,5 miliarde lei, și anume a fost în anul 2020-2021, este anul când noi ne-am împrumutat fără precedent. Atunci depozitele tot au crescut, acum și vom arăta ce a influențat cel mai mult, dar atunci am avut o creditare fără precedent în istoria noastră, pur și simplu s-au luat credite, câte 1,5 miliarde în fiecare lună să luau credite noi, deci oamenii s-au împrumutat la volume enorme. Am avut anul 2022 o stabilizare și este legat de faptul că am avut criză, am avut influența Băncii Naționale, și uitați-vă că politica Băncii Naționale de stimulare economiilor și de descurajare creditului odată rezultat, astfel încât în 2023 noi am ajuns ca economiile nete ale Republicii Moldova în trimestrul 2 să ajungă la 30 de miliarde de lei. În trimestrul 3, datele sunt estimative, deoarece noi avem datele privind credite luate de la bănci, nu avem datele privind la instituțiile nebancare, dar putem estima. Dar estimativ considerăm că în trimestrul 3 noi avem o schimbare de tendință, și anume este legat de faptul că populația a început să împrumute din ce în ce mai activ și economiile nete ale populației au cunoscut o ușoară descreștere. Ce influențează economiile nete ale populației? Deci, de câte am spus-o, economiile nete nu sunt altceva decât toate depozitele care oamenii le duc în bănci, minus creditele care le-au luat la bănci. Adică câți bani la urmă rămân în bancă, mai mult sau mai puțin. Dar la noi economiile nete ale populației sunt pozitive. Uitați-vă, cel mai negativ anul 2021, iarăși nu negativ, cea mai mare deosebire, că e greu să zici că e bine sau e rău economiile nete când cresc sau scad. Acum, spre exemplu, e mai degrabă bine să scadă economiile nete decât să crească, din simplu motiv că noi, populația cumva a înghețat consumul său, populația este stresată după criză, nu prea consumă, economia gâfâie destul de greu, de aceea este bine ca să încurajăm cumva consumul populației în prezent. De aceea o reducere economiilor nete în trimestrul 3, eu mai degrabă îl privesc ca ceva pozitiv decât ce negativ. Dar uitați-vă anul 2021. Oamenii au depus în bănci 5,2 miliarde lei depozite, în plus față de ceea ce erau. În schimb, au luat 8,3 miliarde lei credite, în plus față de ceea ce aveau. Deci,
practic s-au crescut datoria cu 8,3 și au crescut economiei 5,2. Economiile nete s-au redus cu 3,2. Altfel spus, oamenii din economiile precedente au luat din bănci. Așa s-a întâmplat în trimestrul 1-2022. După aceasta, politica băncii naționale, foarte clar s-a văzut. Depozitele creșteau, economiile, creditele nu. În trimestrul 4-2022 am avut o situație fără precedent. Uitați-vă, 5,4 miliarde lei a crescut soldul depozitelor într-un singur trimestru la persoanele fizice. Asta mai mult decât în orice an, practic, din Republica Moldova. Am avut un singur an, 2014, 5,9, dar în rest, aici 5,4, atunci într-un an, acum într-un singur trimestru, iar creditele din contră au scăzut cu 0,9 miliarde. În total, economiile nete ale populației a crescut cu 6,3 miliarde de lei, mai mult decât în orice an din istoria Republicii Moldova. Deci, practic, oamenii au pus bani în bancă fără ca să ia împrumuturi. Acum, dacă observăm, în trimestru 3 avem o creștere a soldului depozitelor destul de moderată și este legat de faptul că cel mai probabil că a scăzut dobânda, dar nu doar dobândă, eu cred că populația într-adevăr începe cumva să învioreze consumul și doi, avem o creștere destul de substanțială a portofoliului de credite, dar iarăși 1,4 din întreg sistemul financiar, bancar plus nebancar, este estimativ că datele pe nebancar încă nu sunt. Înclinația spre economia cetățenilor noastre. De ce este interesant lucrul acesta? Să vedem în general cum sunt oamenii. Că atunci când ai criză, veți vedea, oamenii de regulă nu prea fac economii, sunt nevoiți ca toți banii. Ce înseamnă înclinația spre economii? Asta este modificarea soldului sau economiilor nete ale populației în sistemul bancar raportat la totalul veniturilor. Spre exemplu, în acest an noi estimăm că veniturile populației vor fi undeva 215 miliarde lei și atunci vrem să vedem câți din acești bani oamenii îi vor depune sub formă de economii. Dacă observați, recordul a fost în 2012 și din toți banii pe care au câștigat oamenii, 6,2% oamenii au depus sub formă de economii în instituțiile bancare. Trebuie să mai spunem că oamenii au economii acasă și oamenii au economii sub formă din împrumuturi la rude și prieteni. Ei, la rude și prieteni, ele se compensează una cu alta, dar economiile oamenii mai au și acasă. De unde știm lucrul acesta? Idis Viitor au realizat un sondaj unde am vorbit pe acest lucru. Deci, dacă observați, oamenii în 2021 au avut o înclinație spre economie negativă. Ce înseamnă lucrul acesta? Criză, oamenii, nu numai când au făcut economie, dar și banii care erau în bănci repede au retras ca să-și poată cumva rezolva problemelor. Exact același a fost în 2018, dar acolo a fost situația puțin alta, nu era legată de criză. În acest an, din câte observați, avem până și o ușoară creștere a înclinației spre economia populației. Care este volumul împrumuturilor? Deci noi astăzi estimăm că volumul împrumuturilor persoanelor fizice a ajuns la 35,3 miliarde lei în trimestrul 3. De ce spunem că estimăm, deoarece nu avem datele în afara sistemului bancar? Cu o creștere de 2 miliarde lei de la începutul anului, mai mult decât întreg anul trecut. Deci în acest an, populația destul de voios începe să crediteze, încă nu la performanța anului 2021, când volumul total de credite a crescut cu 8,3 miliarde lei, dar de 4 ori mai puțin, până ce cred că va fi până la sfârșitul anului undeva de 3 ori mai puțin, dar oricum deja cu mult mai bine decât anul trecut. Haideți să ne uităm acei doi factori deja separați. Dacă ne uităm atent, gradul de îndatorare a populației sau cu cât crește volumul de datorie a populației în fiecare lună media lunară, în 2021 a fost de 694 milioane de lei. Altfel spus, populația în fiecare lună se îndatora cu 694 de milioane de lei. Anul trecut a fost 140 de milioane, deci datoria totală a populației a crescut în mediu cu 140 de milioane de lei în fiecare lună. Dacă observați, este practic de 5 ori mai mică decât în 2021. Practic, 2022 populația a stopat orice îndatorare. Iar în 2023 avem o ușoară recuperare. În prezent suntem la 221 de milioane de lei. La sfârșitul anului cred că vom ajunge chiar și mai mult. Deci va fi practic dublu față de anul 2022, dar încă de 3 ori mai puțin decât peste 2 ori mai puțin decât în anul 2021. Deci noi încă mai avem mult până ajungem la anul 2021, un an când oamenii pur și simplu au sărit ca să-și ia împrumuturi.
cât prevăzut și depozitele persoanelor fizice. În anul 2021, în mediu, depozitele persoanelor fizice creștea cu 430 de milioane de lei pe an, în 2022 cu 260 de milioane de lei, în acest an a crescut puțin 22, că a fost, oameni, practic, banii trebuiau să cheltuie. În acest an avem o creștere fără precedent de 600 de milioane de lei. Pe lună, în ce scuză, cresc depozitele persoanelor fizice. Deci oamenii aduc în fiecare lună câte 600 de milioane de lei la bancă și scot câte 220 milioane la bancă. Net, 480 milioane în fiecare lună, oamenii își cresc economiile în sistemul nostru bancar. Dacă să ne uităm la gradul de îndatorare persoanelor fizice, ca să înțelegem, totuși avem noi împrumuturi multe sau puține, da, este 35 de miliarde de lei, sunt multe sau puține. Atunci noi vom vedea că gradul de îndatorare persoanelor fizice la noi în 2007, raportat la PIB, deoarece trebuie să ne luăm după puterea noastră de comparare, nu putem compara creditele de 35 de miliarde de acum cu creditele din 2007, că atunci era o altă putere de comparare, era alt produs intern brut, de aceea cel mai bine să luăm la produs intern brut. A fost 9,6, apoi a fost o prăbușire, am ajuns record în 2021 la 13,1% din PIB. Apoi ne-am dus în jos la 11,38%, iar în prezent avem o ușoară creștere, deci gradul de îndatorare a gospodăriei locale, ce-l estimăm la 12% din produsul intern brut. E mult sau puțin lucrul acesta. În țările dezvoltate din Uniunea Europeană, datoriile gospodăriilor casnice sunt undeva 60% din produsul intern brut, ceea ce înseamnă că noi ne împrumutăm cam de 5 ori mai puțin decât țările dezvoltate din Uniunea Europeană. În țările de regiuni unde suntem noi, cum ar fi România, Bulgaria, țările așa mai aproape, mult mai cum nu chiar ca noi, dar pe lângă noi, la ei gradul de îndatorare a persoanelor fizice este undeva la nivel de 15-20% din produs intern brut. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Republica Moldova, de la un minim de cât am avut noi, 4,5%, acum am ajuns aproape la media regională, ținând cont de faptul că noi suntem mai săraci decât țara vecină și încă nu avem o cultură de împrumut atât de puternică acolo, deci noi suntem mai bine sau mai puțin ca media regională, dar până la media europeană de 60% din produsul intern, încă mai avem mulți, mulți bani înainte, în primul rând să avem și salariile pe potrivă, să avem veniturile care trebuie și atunci va fi lucrul acestea așa cum trebuie. Înainte de a trece la detalii ce aduce în aceasta, mai cred că trebuie să mai dau încă o cifră care noi, IDIS Viitor, o estimăm în baza la două sondaje. IDIS Viitor a realizat două sondaje pe care am întrebat de unde oamenii se împrumută. Și oamenii, de regulă, se împrumută de la rude și prieteni, oamenii se împrumută de la instituții financiare, oamenii se împrumută de la cămătari. Și atunci noi trebuie să spunem că în acest an, acum, în trimestrul 3, datoria persoanelor fizice, haideți să zicem, prima dată depășit 50 de miliarde de lei, avem persoanele fizice undeva 52 de miliarde de lei datorii, dintre care 35 de miliarde de lei din la instituții financiare, aici vorbim de bănci și sectorul nebancar, 17 miliarde de lei de la persoane fizice, dintre care 2 miliarde de lei, ceva aproape 2 miliarde de lei, sunt de la cămătari, deci cum ar fi la dobândă neautorizată sau nelicențiată sau în afara cadrului de reglementare, ca să nu spunem ilegală, și 15 miliarde de lei, cea mai mare parte, este de la rude și prieteni, unde oamenii se împrumută. Deci datoria totală a persoanelor fizice, în prezent, este mai mult la 52 de miliarde de lei. Iar acum să trecem rapid. De ce la noi acum a început să crească creditarea? Din ce cauză la noi avem așa o înviorare și o ușoară scădere a economiilor nete? Uitați-vă atent. Eu am făcut un grafic unde arăt care este dobânda la creditele noi luate pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Dacă observați, în 2021, noi am ajuns la o situație din 2019 până la 2021, am ajuns la o situație care n-a prea fost în istoria noastră, când dobânda la credite pentru persoanele fizice a fost mai mică decât pentru persoane juridice. Am ajuns la 5,4% dobânda medie. Când s-a început criza și când Banca Națională a năsprit politica monetară, aceasta a afectat în primul rând dobânda la credit la persoanele fizice, care a crescut până la 15,9% media trimestrială. Lunar am fost pe 16%, iar la persoanele juridice a fost cu mult mai redusă. Iar acum, dacă observați, la persoanele juridice scade dobânda, dar și mai rapid scade la persoanele fizice. Din ce cauză? Că băncile în prezent înțeleg cel mai bun client pentru ei este persoanele fizice. Și atunci băncile, în anticiparea unei înviorări de consum a populației, lucruri care deja se întâmplă, băncile, având cel mai bun client populația, acum
scad destul de rapid, am ajuns la 11,6 medie trimestrială și eu cred că în trimestrul 4 noi trecem, ne apropiem de 10% sau scădem sub 10%, media creditelor în lei, nu vorbim credit în valută, în lei, creditele noi care se dau popoase. Respectiv, lucrul acesta evident că va anima consumul, care în opinia mea după 2 ani de criză este extrem de necesar economiei noastre. Poate într-o ediție vom vorbi despre dificultățile care are bugetul de stat la încasări, în special la TVA, care unul din factori este consumul destul de modest a populației în acest an. La creditele imobiliare. Eu încep a crede că piața creditelor imobiliare încet, încet și va reveni. Vom avea o ediție specială despre piața imobiliară, că văd că întotdeauna când vorbim despre piața imobiliară prezintă un interes sporit pentru noi și cred că va trebui să vorbim. Deci noi am avut dobânda minim, am avut 6,7% în 2021 și atunci am avut o creditare fără precedent. Oamenii pur și simplu au credite, acum să vă dau volumele care se luau. Apoi dobânda a crescut de două ori până la 12,8%. Evident, oamenii s-au redus destul de puternic volumul de credite luate, iar acum am ajuns la 9,1, încă o dată repet, medie trimestrială. Dacă mai puțin de 10, așa creditele imobiliare se merită și de ce eu cred că la noi acest mecanism de finanțare a procurărilor de imobile va lua amploare în următoarele luni, din simplu motiv că atunci când dobânda mai joasă de 10%, deja se merită să te bagi pe acest segment și vedeți că noi am ajuns la 9,1% cu o tendință clar de scădere. Cât sunt împrumute persoanele fizice? Deci noi vorbim de creditele noi care le au persoanele fizice, este credite medii lunare. Deci noi când vorbim, eu dau pe trimestru, dar asta înseamnă fiecare lună. Deci dacă vreți pe trimestru, mulțit pur și simplu la 3. Dacă ne uităm atent, apogeul sau maxima istorică care am avut-o noi a fost în 2021, 1,5 miliarde lei în fiecare lună, oamenii luau credite noi. Evident, unii vechi le întorceau, dar în fiecare lună oamenii contractau 1,5 miliarde de lei credite. Dintre care 965 de milioane de lei pentru credite de consum, 511 pentru procurarea de imobile și 50 de milioane, aproape lipsau, pentru începerea unei afaceri. În prezent, noi, după în trimestrul 4 din 2022, noi am ajuns la minimul de după ce Banca Națională înăsprit politică monetară, la 658 sau de 2,5 ori mai puțin decât a fost, a scăzut și credit de consum, a scăzut și creditele ipotecare, ele au scăzut de 4 ori, cel mai mult au fost afectate credite ipotecare din cauza dobânzei. În schimb, au crescut ușor creditele de afaceri, la 50 la 75 de milioane. Astăzi, dacă ne uităm atent, noi am ajuns la aproape 1,3 miliarde de lei. Aproape am ajuns nivelul care a fost, cred că la sfârșitul anului, cel mai probabil vom ajunge iarăși la maximă, undeva de 1,5 miliarde de lei, că văd că destul de înviorător este acum procesul de credite noi, dar avem o schimbare de structură. La creditele de consum avem 968 de milioane de lei media lunară, ceea ce este un record istoric. Data trecută a fost 965. E clar că leu de acum nu costă ca leu de atunci, dar oricum avem mai mult decât atunci. În schimb, la creditele imobiliare am avut 511 milioane de lei, acum avem 272 de milioane, deci de două ori mai puțin. Și la creditele pentru afaceri, iarăși ne-am întors unde a fost la 50 de milioane de lei lunar. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci oamenii acum au început procesul de creditare, însă s-a schimbat puțin structura față de data trecută, mai activ s-au dus pe creditele de consum, de simplu motiv că s-au scumpit toate lucrurile și noi luăm mai mult, dar ca valoare, noi cumpărăm bunuri mai puține ca în 2021, iar la ipotecă oamenii încă au fost îngrijorați. Aici v-am dat aparte să vedeți cât oamenii au luat credite noi lunar pentru procurarea de imobile. Dacă observați atent, am avut 525 de milioane de lei maxima lunară, ne-am coborât la 103 milioane de lei în octombrie 2022, deci a fost de peste 5 ori mai puțin decât în luna septembrie 2021, iar acum noi am ajuns media lunară pe trimestrul 3, 272 de milioane, aproape de 3 ori mai mult decât în octombrie când am ajuns minimul. Deci noi ne recuperăm destul de rapid, însă comparativ cu maxima din 2021, încă suntem la jumătate. Și ultimul grafic, ca să arătăm cât de tare toți oamenii noștri sunt sensibili la creșterea dobânzei. Atunci când a crescut dobânda la creditele în lei, oamenii s-au speriat, în special în sfârșitul acestui an, și dacă la noi mediul oamenii în 2015 au luat credite în lei
în valută, 12%, vă aduceți aminte, criza valutară și oamenii s-au speriat și au luat în valută. După aceasta aveam în mediu 2-3% în valută. În decembrie 22 am luat 42%, aproape jumătate din toate creditele luate au fost în valută. Oamenii s-au speriat de ceea ce se întâmplă. Iar acum am ajuns la 2-3%. Ce vreau să vă spun? Recomandarea mea este, evitați să luați credite în valută. Din simplu motiv că, dacă vă uitați atent, frica dumneavoastră din decembrie nu are nimic cu realitatea. A trecut doar jumătate de an, dar nu uitați că dumneavoastră nu luați când luați credit imobiliar, nu luați împrumut pentru 3 luni de zile pentru procurarea unui bun. Dumneavoastră luați un credit pentru perioada de 5, 10, 15, 20 de ani. Și dacă observați, șocul care a fost în decembrie a durat exact câteva luni de zile, oamenii s-au împrumutat 42% în valută, 28% în valută, 15% în valută, iar în acest trimestru, 2-3-4, vedeți, s-a prăbușit. Deci recomandarea mea finală este, dobândă dacă este mai mică la 10%, deja se merită în lei, iar creditele în valută, cel care îl ia în acea perioadă, cum să zic, nu vreau să vorbesc de rău valutele, dar dacă observați, istoria noastră ne arată că la noi oamenii sunt împrumutați în proporție de 95-98% în lei și doar în perioada de criză care durează, de regulă, foarte puțin, oamenii speriați sunt împrumutați în valută, după aceasta revin la normal. Pe final, noi în prezent avem o creștere economiilor nete a populației destul substanțială, ceea ce este îmbucurător, în special în contextul când Banca Națională a încurajat aceste economii. Banca Națională înțelege că după ce la noi am trecut șocul prețurilor, șocul inflației, acum avem nevoie să depășim un alt șoc de constrângere, de strângere a economiei naționale și avem nevoie de relansare a consumului, în special lucrul acesta, cred că de aia are nevoie Guvernul și Ministerul Finanțelor, care încasările bugetare suferă, plus agenții economici care, într-adevăr, după șocul de 20, 21, 22, au nevoie acum de vânzări către populații. Împrumuturile ar fi o sursă de încurajarea consumului populației, de aceea scăderea economiilor nete din trimestrul 3 și cel mai probabil scăderea economiilor nete în trimestrul 4, deci deja anticipăm că ele vor scădea, eu le privesc mai degrabă ca pozitive, creșterea îndatorării gospodăriilor casnice, eu în contextul actual o privesc mai degrabă ca pozitiv, iar despre cum oamenii consumă și pentru ce cheltuie banii, cred că vom mai vorbi într-o ediție, în special mă voi focusa pe piața imobiliară, care în prezent, cel mai probabil, după o criză mai lungă decât ne-am așteptat noi, credeam că va dura în prima jumătate a anului, dar cumva e s-o întins o leac mai pe departe, dă semne că se începe o ușoară înviorare și noi vrem să prindem această început de înviorare și să vă povestim ce se întâmplă și spre ce mergea, dar asta va fi într-o ediție următoare, iar până atunci vă mulțumesc și să aveți o zi bună în continuare. Cât a durat?